37 de ani. Aleluia! La acești 37 de ani putea să stea mult și bine în lume să se distreze. Dar a hotărât ca în numele lui Iisus, el cu soția, Domnul să binecuvinteze, ca astăzi să încheie legământ cu Domnul. Aleluia! Sana! Viu este Dumnezeu! Eu dormi mai repede, dar din cauza împrejurărilor am zis că să mai aștepte și vom face mai târziu. Aleluia! Dar eu cred că Dumnezeu le va da mântuirea astăzi. Amin! Frate, noi ne-am adunat aici în numele lui Iisus și am dorit ca să spunem și câteva întrebări. Ce te-a îndemnat ca să te întorci la Dumnezeu? Eu am vrut din inima bună. Dar nu ai vreun scop ca să... Nu am. Mă duc la Iisus, eu am mers la Iisus. Și vreau să fiu cu El până la moarte. Pe baza credinței tale, noi o să-ți mai punem încă câteva întrebări. Crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da. Aleluia. Crezi că El poate să-ți dea astăzi mântuirea? Da. Crezi că El poate să-ți ierte toate păcatele tale? Da. Crezi că El poate să-ți șteargă toate fără de legile tale? Da. Da. Îți mai pun încă o întrebare. Până când vrei să slujești pe Domnul Dumnezeul nostru? Până la mort. Ajută-i, Doamne! Baza credinței a fraților aceștia care sunt aici, da, a martorilor care aud, da, noi să-ți facem botezul în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Cine a crezut să boteze? Amin. Domnul să te binecuvânteze. A intrat în apa botezului Cătălina la 34 de ani, soția fratelui nostru, și se vede și pe înfățișarea ei o bucurie mărit să fie Domnul. Aleluia! Osana. Trăiască Domnul! Trăiască Domnul nostru Iisus! Amin. Sora Cătălina, vedem că bucuria este mare în inima ta și te întrebăm astăzi, în fața fraților și a îngerilor care cântă de bucurie, pentru că și tu astăzi îl primești pe cel mai mare mântuitor, pe Iisus Hristos. Aleluia! Să fie Domnul! Crezi tu că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Domnul Iisus Hristos să te binecuvânteze. Amin! Amin! Crezi că Iisus Hristos poate să șteargă tot trecutul tău păcătos? Da. Amin. Amin. Domnul Iisus să te binecuvânteze. Aleluia. Îți mai pun o întrebare aici înaintea fraților și a îngerilor și a Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt. Crezi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Și până când vrei să-L slujești pe Iisus Hristos? Până la moarte. Ajută-i, Domnul, să te binecuvânteze. Ea a zis cu gura ei că până la moarte îl va sluji pe Domnul Iisus. Pe baza credinței tale din inimă și a mărturisirii tale cu gura, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botează.